China se confruntă cu un val de dezastre naturale după inundații. Țara este lovită acum de alerte roșii de temperaturi foarte ridicate. Pentru a se feri de căldură, mulți chinezi au luat cu asalt plajele, fântânile, iar alții s-au refugiat chiar în adăposturi antiaeriene. Cel puțin 86 de orașe din China au emis alerte roșii de caniculă după ce în multe locuri temperaturile au trecut și de 40 de grade Celsius. Un astfel de caz este cel al orașului Shanghai, care în ultimii 149 de ani a raportat de doar 15 ori temperaturi de peste 40 de grade. În orașul industrial Chongqing, căldura a topit acoperișul unui muzeu, iar autoritățile au fost nevoite să trimită pe străzi cisterne care să răcească asfaltul șoselelor. În orașul Qingdao, chinezii au luat cu asalt plajele, iar în Nanjing, o parte a populației s-a refugiat în adăposturi inițial concepute să funcționeze pe post de adăposturi antiaeriene. China se confruntă cu acest val de căldură după ce, pe parcursul lunilor trecute, a avut parte de ploi torențiale urmate de cele mai grave inundații din ultimii 60 de ani. Peste 177.000 de chinezi au rămas fără locuințe din cauza viiturilor.